Simularea examenului de bacalaureat a continuat astăzi cu proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie. Elevii de clasa a 12-a și a 13-a au avut 3 ore la dispoziție pentru a rezolva subiectele. Unii liceeni au avut bătăi de cap la matematică și speră ca la examenul de bacalaureat subiectele să fie mai ușoare. A fost puțin cam greu subiectul la matematică și am fost la matematică informatică, a fost destul de greu subiectul, într-adevăr. Dar să vedem acum ce notă luăm. Trebuie să mai repet, nu e tot învățat. Au fost niște subiecte destul de dificile, dar nu e imposibile dacă stăpâneai măcar 50% din materie. Au fost și lucruri care ne-au pus în dificultate, dar o notă de trecere puteam să luăm, adică nu a fost foarte greu. Nu o notă extrem de mare, dar mă aștept la o notă de trecere. Cum crezi că vor fi subiectele, la fel sau mai greu? Probabil vor fi mai ușoare, pentru că la simulare de obicei mereu primim mai greu ca să ne acomodăm cu experiența și să nu ne gândim că la BAC o să fie și mai ușor. La început m-am panicat, mai ales cu foile, se pot greși foarte ușor anumite date, să nu facem diferite semne pe foi, dar în principiu a fost ok. Mi s-a părut foarte greu pentru tot ce am făcut noi în anii ăștia. Subiectul 3 a fost extraordinar de greu. Mi se pare că la Matei Info, la M1, iar s-a dat mai ușor decât la M2 și că ar trebui să ne axăm mai mult pe bacalaureat în zilele astea cât mai avem, pentru că sunt unii profesori care încă țin de materie, adică clasa 12, chiar dacă nu se dă la BAC, și asta ne încurcă foarte mult. Și așteptăm proba următoare, ca eu să am la biologie. Cum am pregătit, cât a fost, dar tot mi s-a părut destul de avansat pentru nivelul nostru, pentru că la liceu nu am apucat să facem tot și avem și foarte multe goluri din clasa 10-a și a 11-a când am fost în online și nu ne-a avantajat deloc această perioadă. În general a fost destul de complicat, mai ales față de ce s-a dat anii trecuți. Adică a fost mult mai greu, subiectele mult mai grele, dar de obicei la simulări se dă puțin mai greu pentru că vor să ne integreze în chestia asta de BAC și încearcă într-un fel să ne stimuleze, știți? Și eu zic că m-am descurcat destul de bine, mai ales că la matrici elemente de compoziții pentru mine mi se par destul de ușoare. Acum depinde de fiecare persoană cum a învățat și m-am gândit așa orientativ în drum ce am ieșit și de un 8 în sus, cam pe acolo. A fost destul de ok, adică mă așteptam să fie mai greu, da? Chiar m-am descurcat. M-am dus să mă verific, să văd baremele și îți prinde bine simularea pentru BAC? Sincer, da, pentru că ne pregătește mai bine pentru ce urmează în iunie. A fost ok, greuți un pic, dar în rest ok. Te așteptai la ceva mai ușor? Da, cel puțin la subiectul 3 mă aștept la ceva mai ușor. Și ce notă crezi că vei lua? Sperăm că peste 7. Mai ai timp să pregătești pentru? Da, mai avem 3 luni, e ok, chiar avem timp. Au fost foarte ușoare, puțin cam neatent, dar a fost bine. La ce ai dat? La matematică, la pe profil pedagogic. Ce notă crezi că vrei? Mă aștept la un 8 și ceva 9. La BAC crezi că vor fi mai ușoare subiectele sau mai grele? La matematică cred că vor fi puțin mai grele, dar la română sper să fie mai ușor. Sesiunea de simulare a examenului de bacalaureat va continua miercuri 30 martie cu testarea la disciplina la alegerea profilului și specializării. Elevii vor afla rezultatele la simulare în 14 aprilie. Notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog decât la solicitarea scrisă a elevului.